Clubul sportiv școlar Rădăuți a participat la turneu cu 20 de sportivi, iar CSM Suceava cu 6. La seniori, Aurelian Bacinski a luat argintul, Cornel Costea a terminat pe locul 4, iar Cornel Popa a ocupat poziția a 8-a. La fete Suceava a stat și mai bine Oana Trufin și Oana Cazacu, s-au clasat pe locurile 2 și 3, iar Elena Gheorghiță pe locul 4. Singura medalie de aur a fost obținută la junior de Alexandru Popescu. Pe a doua treaptă a podiumului s-a clasat Alexandru Bodnar. Ultimii doi sportivi au dublă legitimare la CSM Suceava și CSS Rădăuți. La concursurile de la Oradea au participat 122 de sportivi de la cluburi din 12 județe ale țării, fapt care a constituit un record de participare la campionatele naționale. În paralel cu această competiție s-a desfășurat și Cupa Cetății Red Point, concurs la care sucevenii au obținut clasări identice.